mulțumesc. Am văzut împreună cu colegii de la CNAIR, cu cei doi președinți de Consiliul Județean și de la, și de la Olt și de la Dolj, stadiul lucrărilor atât pe tronsonul 3, cel pe care ne aflăm acum, împreună cu domnul director am văzut și tronsonul 4 și tronsonul 1 și de asemenea bucata de centură de la Craiova, cei 10 km aflați în lucru. Înainte de a veni la dumneavoastră, am avut o discuție cu constructorii, cu cei de la UMB pe cele două loturi, 3 și 4, cu compania turcă pe lotul 1 și compania italiană pe centura Craiovei. Ca și concluzie, vă pot spune următoarele. Până în Crăciun dăm în circulație lotul 3, le mulțumesc pentru mobilizare. Asta înseamnă încă 30 de kilometri din aproximativ 30. Așa, peste 30 de kilometri din drumul expres, un lucru foarte bun. E mobilizare bună și sunt undeva spre jumătate ca stadiu fizic pe lotul 4, adică exact cel care se duce în autostrada 1 la Pitești. Nu e mobilizare bună pe lotul 1. Și nu e mobilizare bună pe centura Craiovei. Eu am avut discuții împreună cu domnul Pistol, cu companiile respective. Le-am spus că o să mai vin. Sigur mai vin în această lună, sau o lună și jumătate până la sfârșitul anului. Și aș vrea să se schimbe lucrurile. Am reziliat contractul pe, așa cum bine știți, pe tronsonul 1, acea rușine care s-a întâmplat cu acea companie, Tirena Scavi, au câștigat, mă aștept să existe o mobilizare mai bună. 75 de oameni azi și 70, aproximativ 70 de utilaje, scuzați-mă, dar nu e mulțumitor. Și mai jos se merge, sau e mobilizarea pe centura Craiovei. Ca și termene pe o perioadă medie, mențin ceea ce am spus. Până la sfârșitul anului acesta se dă în circulație acest tronson 3 de peste 31 de kilometri și mențin pentru lotul 1 și lotul 4 ca anul viitor întreaga bucată, întregul drum expres de la Craiova la Pitești să fie în circulație. De asemenea, fiind la 50%, undeva la 50% și centura, cei 10 km, aproximativ 10 km de centură de la Craiova, sud, termenul de iunie, iulie, poate fi menținut în continuare. Deci, felicitări pentru constructorul de pe loturile 3 și 4, nicio surpriză, și un pic de atenționare, deocamdată atenționare pentru lotul 1 și pentru centura Craiovei. Cum știți, drumul expres Craiova-Pitești este un drum strategic pentru noi, aș putea spune, pentru întreaga Românie, dar pentru Oltenia cu atât mai mult. Cred că ne va deschide, cum am spus și în alte dăți, o grămadă de oportunități investiționale în zona noastră și, bineînțeles, planurile pe care deja sunt creionate de către Ministerul Transporturilor de a duce mai departe de la Craiova către vestul țării cu drum expres sau autostradă, cred că va aduce în zona Olteniei foarte mulți investitori și ne va dezvolta foarte mult. Salut angajamentul guvernului, îl felicit pe Sorin Grindeanu pentru tot ce a făcut în scurta perioadă de 2 ani de zile pentru Ministerul Transporturilor, că a deblocat foarte multe proiecte importante și, bineînțeles, toți colegii și toți factorii care au făcut ca astăzi să avem aproape 70 de kilometri funcțional din drumul expres, îi felicit pe toți pentru acest lucru. Aș mai vrea să adaug, mulțumesc, Marius, un lucru și pe aceea pe rog pe domn președinte să spună câteva cuvinte, chestiuni legate de Craiova. În primul rând, ce amintea mai devreme domnul președinte Oprescu, țin să spun că probabil în maxim două luni,
chiar dacă nu vom prinde sfârșitul anului, va fi sigur luna ianuarie, vom putea să lansăm în licitație, execuție, Craiova-Târgu Jiu. Este drum expres. Țin la acest proiect foarte mult și va fi lansat în licitație. Asta însemnând primul tronson Craiova-Filiaș, care este comun cu Craiova-Lugoj, iar de la Filiaș, Filiaș-Târgu Jiu se separă drum expres. Vom lansa în licitație, poate există șanse să se termine, să putem să facem, să zicem, până la sfârșit de decembrie, dar nu vreau să-mi iau angajamente de care să nu mă țin. În mod sigur, în ianuarie se poate lansa în licitație acest drum expres. De asemenea, știți foarte bine că SF-urile pe cele patru tronsoane de la Craiova, de la Filiaș, de fapt, până la Lugoj, sunt în diverse stadii. Unele au început acolo, legătura spre Banat, dinspre Oltenia, eu cred că e la fel de importantă cu legătura spre București de la Craiova. Aeroportul. Știți la fel de bine ca și mine că cred că a fost aeroportul din Craiova, a fost primul aeroport pentru care am semnat acele sume de bani. Știu că lucrurile merg bine, doresc la fel și pe alte aeroporturi, îmi doresc ca până la sfârșitul anului, pe programul operațional infrastructură mare, să fie capabil să cheltuiască cât mai mulți bani, având în vedere ce? Faptul că pe viitorul exercițiu bugetar, pe axa de infrastructură, nu există sume pentru aviație, pentru aero, zona de aero. Și atunci, vorbind de fonduri europene, cât se poate cheltui acum, e foarte, foarte, foarte bine. Am ținut să fac și precizările acestea legate și de varianta Târgu Jiu și de Lugoj și de aeroportul din Craiova. De asemenea, se va relua, dacă nu s-a și reluat, cele 6 loturi scoase la licitație pe CFR Craiova-Cananserbeș. Pe fonduri europene, modernizare, sunt 6 loturi și care au finanțare europeană. Craiova-Cananserbeș sunt în faza de a fi scoase la licitație, dacă n-au și fost scoase câteva loturi. Dar în perioada imediat următoare vor fi scoase și se va licita, urmând să se intre în execuție. Domn președinte, scuzați. Și eu mai am o întrebare scurtă care a venit acum. A venit. Vă rog. Știți foarte bine că am făcut acea, sau s-a dat acea ordonanță prin care noi am putut, sau se încearcă să se țină anumite cheltuieli într-o anumită marjă, astfel încât să ne înscriem în deficit. Doar că eu cred că e valabil, dacă există o regulă pentru toată lumea, așa anume să se dea tichete de masă pentru cei care au salariu până în 10.000, acel lucru e valabil și pentru CFR și pentru metro. Deci da, pot să spun că da, voi merge în guvern săptămâna viitoare cu memorandum, astfel încât angajații CFR și angajații metroului să poată să beneficieze de aceste tichete. De ce erau exceptați? Pentru că erau companii sau sunt companii care sunt pe pierdere și atunci exista această excepție. Doar că nu e o pierdere care a apărut acum. Sunt pierderi istorice, așa cum bine știți, și oamenii trebuie să beneficieze de aceste tichete. Mulțumesc mult! Da, săptămâna viitoare merg cu memorandum în guvern prin care să facem excepție pentru ceferiști și pentru metrou de la prevederile ordonanței, ceea ce îi va duce în situația de a-și lua tichetele la fel cu ceilalți, ca și ceilalți. Toată lumea și-a tichetele dacă au acele restricții pe care le știm cu toți. Domnule ministru, la Slatina mai există peste Olt un pod, chiar cel care de pe drumul național, în afară de acesta de pe centură, au căzut în ultimii ani bucăți din el în apă, a mai fost închis, a mai fost reparat. S-a tot vorbit de un proiect mare de reparație acestui, de reabilitare acestui pod. Se mai întâmplă ceva cu el? Mai este de actualitate, în primul rând?
Orice lucrare de investiție, să știți că nu poți să spui că e mai importantă decât alta. Acum, sigur, ne învățăm și e foarte bine acest lucru, fiindcă statul român a cam rămas dator față de cetățeanul român și a mai spus lucrul ăsta vreo 30 de ani în ceea ce privește infrastructura. Mai trebuie să vină cu multe statul ca să-și plătească din această datorie veche. Domnii de la DRDP, colegii de la CNAIR, în momentul în care vor avea un proiect care să stea în picioare, vom găsi sursele de finanțare. Să nu vă faceți o problemă. Să știți că dacă ne uităm la bugetul CNAIR-ului din urmă cu 2 ani și ne uităm la bugetul CNAIR-ului de acum, eu cred că și v-aș îndemna să faceți lucrul ăsta. Să vedeți în ce mod a crescut acest buget. Și ăsta e un lucru care e absolut necesar să se întâmple și pentru anii viitori. Dacă vrei să ai lucrări de și să se finalizeze drumurile expres, autostrăzile, lucrurile de infrastructură, lucrurile acelea nu se fac cu muncă patriotică. A trecut acea vreme. Se fac cu finanțări. Fie că vorbim de finanțări europene și toate proiectele majore ale Ministerului Transporturilor, indiferent că vorbim de zona, să zicem, rutieră sau de cea feroviară, sunt cu fonduri europene. Toate aceste lucrări trebuie să fie finalizate, iar pentru asta e nevoie de bani. Așa că, din acest punct de vedere, eu cred că CNAIR-ul s-ar putea să fie printre ultimele instituții din țara asta care se pot plânge de bani, dar sigur că niciodată nu le ajunge. Iar domn director de fiecare dată îmi spune, mai avem nevoie de ceva în plus. Dumneavoastră spuneți că de fapt nu s-a făcut pentru că n-a fost un proiect viabil. Nu știu, poate știu. Spuneți dumneavoastră că este în derulare, s-a făcut anumite modificări, având în vedere că au făcut un proiect vechi, au apărut anumite probleme la pile și s-a cerut o expertiză suplimentară în CT-ul companiei. Deci suntem în proceduri și până la urmă se va realiza acel pod, dar au fost niște modificări și niște expertize în plus podul vechi, dar încă foarte folosit. Și mai am o întrebare, domnule ministru, DN6 este în lucru, dar ce se întâmplă cu el? Când, eu nu să știu, știți că merg lucrurile cum trebuie, eu am mai trecut pe acolo. Și am trecut. Și am trecut. În urmă cu, chiar cu 10 zile, cam așa, am fost când am fost la, în zonă. Cam 10 zile. Știți că dacă stai să analizezi și aveți aici directorul regional la DRDP, s-au mișcat foarte bine pe acea zonă, pe DN6. Cei care au lucrarea respectivă sunt aceiași cu cei care au luat lotul 1. Asta le-am și spus. Pe o bucată vă laud pentru că v-ați mișcat bine, și anume pe DN6, pe cealaltă n-am cum să spun lucruri bune, pentru că încă nu există mobilizarea pe care mi-o doresc și pe care și-o doresc colegii de la CNAIR. Sper, sunt convins că lucrurile se vor remedia. Nu se vor remedia, există instrumente prin care putem să forțăm această remediere. Instrumente legale, să nu fie înțeles greșit, că Mai am o singură întrebare legată de CFR. Desigur, se anunță foarte multe proiecte, foarte multe investiții, dar care este mersul în teren al acestor investiții? Pentru că există de la Slatina la Pitești, se poate circula cu un fel de săgeată, nu știu, sigur că nu e bine să urcați în el decât, nu știu, cu o pungă de rezervă ca să vă vine rău. Dar asta nu de acum, asta de mai mulți ani. În zona de CFR există două componente. Pe de o parte, zona de infrastructură, adică să ai posibilitatea să circuli cu viteze mărite, pe de altă parte, calitatea trenurilor. Să știți că de 20-30 de ani, și am mai spus lucrul ăsta, nu s-a cumpărat nicio garnitură nouă de tren în România. Nici măcar una. Acum ne aflăm în proceduri de achiziție pentru 161 de trenuri noi. 161. Primul tren va veni în luna decembrie. La sfârșitul anului, primul tren nou după 30 de ani va circula în România. Urmând ca pe parcursul anului viitor să vină parte din aceste garnituri de tren nou. Noi, eu
se pot face foarte multe lucruri, doar că nu sunt lucruri care se pot întâmpla peste noapte. Sunt lucrări care, unele dintre ele, despre ele doar s-a vorbit 30 de ani. Nu dau vina pe moștenire, să nu fiu înțeles greșit, nu vreau să dau vina pe moștenire grea, nu asta este rostul a ceea ce spun. Dar vă dau cel mai bun exemplu. Craiova, nu, Pitești, Sibiu. De 30 de ani se vorbește cum trecem noi Carpații cu autostrada. De 30 de ani. Ați auzit cu toți acest lucru. O să spun că în toamna anului 2021, nu, domnul director, aveam doar 2 din 5 contracte semnate. Cele mai simple, adică 1 și 5. Capete. Cele din mijloc care traversează Carpații nici măcar nu erau semnate aceste contracte. Cum să traversezi, să faci o lucrare dacă tu nici n-ai contracte? Dar s-a vorbit foarte frumos 30 de ani. Îs exemple pe care ții neapărat să le dau. Poate v-ați plictisit, le-am mai dat. Dar e important să se știe. Sigur, pe zona feroviară în acest moment sau în anii viitor vor veni mult mai mulți bani decât pe zona rutieră. De ce? Pentru că e considerat transport verde. Și atunci, conform noilor politici europene, pe zona feroviară România și nu doar România, toate țările europene vor primi mult mai mulți bani. Mi-aș dori și acolo să se intre într-un ritm mai alert față decât e acum, dar încet, încet se va ajunge și acolo. Vă dau un exemplu. Pe varianta Curtici, adică de la intrarea în țară dinspre Ungaria, la Curtici, până undeva la jumătatea anului viitor, iulie, august, de la Curtici până la Sighișoara, va fi toată linia modernizată. Adică se va putea circula cu 160 de km la oră. Se termină lucrările. Parte dintre ele s-au terminat, unele se vor termina, un lot se va termina chiar la sfârșitul acestui an. Rămân încă 3 care vor fi finalizate în primăvara anului viitor. În modul ăsta se duc lucrările. Vă rog. Aș vrea să vă întreb în legătură cu situația Tarum. Știu că v-au notificat că nu pot să achite rata de luna viitoare. Ce se va întâmpla? Am găsit soluție cu colegii din minister. Parte din banii pe care nu puteam să-i utilizăm, și anume era un proiect pe aeroportul din Timișoara, o să-i relocăm spre zona de Tarom. Așa cum bine știți, e un manager nou la Tarom, care a venit din zona corporatistă, nicio legătură cu să spunem, politică. Am încredere maximă în dânsul, a condus mari companii, am încredere maximă în dânsul și are tot suportul meu, astfel încât această încercare de a pune Taromul pe baze economice viabile să fie una de succes. Și are tot suportul meu și a întregului guvern și a primului ministru. Pentru că nimeni nu vrea să închidă compania națională. Absolut nimeni. România are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro, 70 de miliarde de euro până în 2030 pentru a pune în aplicare master planul țării noastre pe transport. Un master plan aprobat în urmă cu ceva ani și cu agreement-ul, acordul Comisiei Europene. 70 de miliarde de euro. În acest moment, pe tot ceea ce avem surse de finanțare, fie că vorbim de bugetul de stat, fie că vorbim de programele operaționale sau de PNRR, avem acoperită cam 40 de miliarde. Deci undeva jumătate din această sumă nu este acoperită financiar. Pentru asta căutăm soluții. Ce soluții? De exemplu, în acest moment, în Parlament, e în dezbatere și va ajunge la votul final în perioada următoare legea parteneriatului public-privat, PPP-ul, de care ați mai auzit. Avem o lege, dar care nu are legătură cu realitatea. Atunci o adaptare acestui PPP ne va oferi soluții, inclusiv pentru finanțarea proiectelor care nu sunt astăzi acoperite financiar. E una din soluțiile importante, pe care nu vreau să o neglijez. Care
ar putea acoperi și proiecte care în acest moment nu au acoperire financiară și de care aminteați și dumneavoastră. Dar totodată, varianta de calafat este o variantă care face parte, sigur, pe zona feroviară și din culoare europene. Aceste lucruri în acest moment, cel puțin pe Craiova, Calafat, eu știu că sunt SF-uri în lucru, există o singură problemă din partea Comisiei. Nu e din partea CFR Infrastructură din România. La fel ca și pe zona rutieră și pe zona feroviară, ca să poată să dea bani Comisia Europeană, trebuie să existe un nivel de trafic. La rutier se cheamă RIR. Da? Dacă nu asiguri și nu dovedești că ai acel nivel de trafic, dânsii vor spune, vom finanța în ordinea celor care au acel descrescătoare, au acel nivel de trafic. De aceea vă spuneam că soluții de alt tip, gen PPP, sunt unele pe care noi nu trebuie să le neglijăm. De Craiova Calafat avem un lucru, dacă îmi permiteți. Pe rutier. Pe rutier. Știți că acolo la Vamă este acea aglomerație, tot timpul acele tiruri care stau pe marginea drumului. Avem în momentul ăsta, suntem la faza de avize cu SF-ul, pentru a realiza o bandă de stocaj între sensul giratorul de la Maglavit până la Calafat pentru a trage acele tiruri să nu mai încurce traficul. Suntem la faza vize, cel târziu, cred că după duminică, până la sfârșitul anului, s-ar putea să avem toate avizele și să încercăm până cel târziu în ianuarie să scoatem proiectare și execuție la acel proiect pentru a rezolva... Și care intră pe problem. Pot. Intră pe... trebuie să identificăm exact sursa de finanțare, dar putem să o facem și rezolvăm acea problemă. Domn președinte, hai că te-am tot întrerupt. Nu este problemă, mai ales că ziceați dumneavoastră că primul proiect pe... spre camere. Primul proiect pentru, pe aeroport l-a semnat pentru Craiova, dar și în martie 2017, cred că a fost primul anunț de drumul expres tot de la Craiova. Eram dimineața aia când eram prim-ministru. Da, da, mai trecut câteva zile până n-ați mai fost, dar e o dovadă că a început și suntem pe drumul expres, dar o regiune și un oraș, un județ ca să-l dezvolte, normal să fie conectat la căi de comunicații, la infrastructură, Craiova, Doljul, Oltenia, se leagă nu doar de Pitești, în primul rând se leagă de Portul Constanța și se leagă de vest, de Timișoara și de Europa Occidentală. Devenim o zonă mai mult decât strategică. Podul de la Calafat, chiar dacă nu ajunge curând pe 4 benzi acolo, dar peste 1 milion de vehicule trec, este SF-ul pe electrificare, Craiova-Calafat. Se vede implicarea și se vede mobilizarea guvernului în a crea infrastructură. Noi ne legăm de zona noastră și în Oltenia sunt multe investiții. Vă așteptăm în continuare că veniți tot timpul cu vești bune. La Ministerul Transporturilor s-au deblocat atât de multe investiții că acum se văd sau acum apar și aceste, eu știu, efecte. Când petreci mai puțin timp în trafic și nu doar ca și cetățean sau călător, în primul rând vorbim de transportul de mărfuri, altcumva e fluidizat, altcumva mobilitatea permite și duce la dezvoltare. Noi susținem, suntem continuu aici, așteptăm cu interes orice alt proiect pe care îl generați și vă mulțumim pentru că deja se simte în Oltenia că devenim, așa cum spuneam, suntem o zonă unde trec mai multe culoare europene, culoarul 4 care trece pe aici și începem să simțim că noi suntem... regiunea cu cel mai mare potențial de dezvoltare în viitor. Mulțumesc, domn președinte. Închei prin a vă spune că în jur de 15 decembrie o să revin. O să încerc să-l conving și pe primul ministru să revină în zonă. Am înțeles de la companie că acolo, undeva în jurul Crăciunului, se va putea da în circulație acest tronson, cei peste 31 de kilometri de autostradă, dar rămânem și vreau să rețineți acest lucru, indiferent de ce se va întâmpla, dacă se va menține același ritm ca anul acesta, se va putea circula la sfârșitul anului viitor, de la Craiova până la Constanța, pe autostradă. Asta însemnând bucățile care lipsesc aici de la Craiova la Pitești și autostrada din jurul Bucureștiului, autostrada, nu centura, A0, care va face legătura cu A2-ul, autostrada Soarelui. Deci asta este ținta perfect realizabilă
domnul director poate să confirme și de la care nu cedăm. Asta trebuie să se întâmple. Deci termenul de execuție al drumului expres se va menține, chiar cu simptomele. Să știți că termenul de execuție, și țin să spun acest lucru, cel puțin pentru lotul 4, este 2025. Faptul că dânsii ne-au obișnuit să termine mai repede decât e termenul contractual, e o realitate. Și e o dorință pe care sper să o facă, să o îndeplinească, să încât la sfârșitul anului viitor să se termine și tronsonul 4. Dar conform contractului, să știți că tronsonul 4 greșesc, este 2025. Nici aici. Și aici era la an. Și este la an. Mulțumesc mult de tot! Noi vă mulțumim!